Prin vești importante de la Inspectoratul Școlar, unele așteptate de ceva vreme de 10.000 de părinți. De anul acesta, copiii care au împlinit 6 ani trebuie să meargă la școală, nu în clasa 1, ci în așa numită clasă 0. Doar că până acum nu se știe exact ce presupune schimbarea prevăzută în noua lege a educației. Florentina Robe ne lămurește. Bună ziua, Florentina! Ce au de făcut părinții? Bună ziua, Octavia, se numește de fapt clasa pregătitoare, este ceea ce ne-au spus astăzi cei de la Inspectoratul Școlar. Practic, vor urma exact aceleași etape. Înscrierile începe data de 5 martie, însă copiii care vor împlini 6 ani până pe 31 august sunt obligați să fie înscriși în clasa 1. Ceilalți vor putea merge la clasa obligatorie, și anume clasa pregătitoare. Și asta pentru că deocamdată România se află pe ultimul loc la nivelul înscrierilor în clasa 1. Practic, de pe 5 martie, părinții vor trebui să completeze o fișă electronică pe care o vor trimite la școala de pe lângă care vor să-și înscrie copilul. Rămâne de văzut care vor fi metodele și când va fi înființată această clasă, pentru că deocamdată copiii care merg la școală în această în această toamnă nu sunt încă pregătiți pentru ceea ce se întâmplă. Mulțumesc, Florentina!